Bine v-am regăsit! Dumneavoastră știați că Adriana lui Gheorghe, poetul, prozatorul, care acum are 58 de ani și ale cărui cărți, romanul Luna Zadar, vi le-am reprezentat săptămâna trecută și corespondența Frig cu Aurel Dutu-Mitrașcu. Deci știați că la 58 de ani Adriana lui Gheorghe este din 2005 cetățean de onoare al orașului Piatra Neamț. Aflu și eu acest lucru acum și mai aflu un lucru bun despre el. Are o disponibilitate, o generozitate de a-și intervieva colegii cu care se află ca poet, ca obzecist și ca prozator într-o foarte bună concurențialitate. Câtă viață, atâta literatură. Știm, este o parafrază la Camil Petreșteanu, câtă luciditate, atâta dramă. Sunt cam 30 de poeți, obzeciști majoritatea, cu Cezar Ivănescu în cel mai tumultuos, nebun interviu de aici, interviurile care se bazează în principal pe sentimentul provinciei, dacă naște cumva complexe de inferioritate, pe obsesia ratării, pe ce înseamnă obzecismul față de, așa zisa, noua sinceritate, noua autenticitate, noua sensibilitate a poeziei din anii 2000. Mi-au plăcut în mod special interviurile cu Ioan Moldovan, Ioan Mureșan, Liv Ioan Stoiciu, care este cel mai cărcotaș, mai bombănitor, mai nemulțumit om, care din cât ia mai multe premii, din cât călătorește mai mult, dar se vede tot mai ostracizat, și care, Liv Ioan Stoiciu, aruncă într-adevăr în o grada criticii ce literare de la noi, o provocare, cred eu, că îndreptățită. El spune că există undeva nu atât o sabotare, dar o minimalizare, o marginalizare a liricii moldovenești față de lunedismul bucureștean de o parte și echinoxismul clujean de cealaltă parte. Și după Liviu Ioan Stoiciu, Matei Vișniec, iarăși un interviu de personalitate foarte plin și cel mai tulburător, incredibil de emoționant interviu este Ion Subașcu. Acum, să vă mai spun niște lucruri din sumar care ne interesează. Îi întreabă pe foarte mulți dintre ei de ce au părăsit provincia și alții de ce nu pleacă din orașul lor. De ce nu pleacă, de pildă, Ioan Moldovan din Oradea? De ce nu pleacă Marta Petreu și Ion Mureșan din Cluj? De ce nu pleacă Domitru Chioaru din Sibiu? Dar și de ce au plecat Gabriel Chifu din Craiova, Ioanes Pop și Subașcu din Maramureș? Întrebare care apare în multe locuri, de ce nu are poezia cititori? Astăzi că numai poeții se citesc între ei. Există într-adevăr provincialism sau mai degrabă există centre culturale? Ideea de centru este făcută să-i decomplexeze pe poeții care sunt acolo. Și vin iarăși și spun că Creangă știa bine ce spunea, când spunea el, decât codaș la oraș, mai bine în orașul tău, fruntaș. Apoi, ricanări la adresa lui Nicolae Manolescu. Ioan S. Pop, care la 12 ani, între a 6-a, are media la română 2,93. În fine, conceptul lui Ioan Moldovan, mai nimicul, pe care îl pune în contrapartidă Adriana lui Gheorghe cu conceptul său praf pulberismul. În totul, un volum care face istoria generației 80 cu toate conflictele, cu așteptările, cu opțiunile, dilemele, compromisurile ei și o bună resemnare pentru peisajul literar de astăzi. O resemnare, într-adevăr, dar una bună, cum se cade. La revedere!